Bine, v-am regăsit la un nou video pe cei din Zodia Gemeni. Vom face etalare generală pentru luna octombrie, pentru dragoste și carieră. Voi face prima dată etalarea pentru doamne și apoi etalarea pentru domni. Haideți să vedem ce le așteaptă pe doamne în luna octombrie, în dragoste și în carieră. Ce le așteaptă pe doamne din Zodia Gemeni în carieră și în dragoste? Ce le așteaptă în dragoste și în carieră în luna octombrie pe doamnele din Zodia Gemeni? Decizii, multe decizii. Deci avea de luat. Veți fi și foarte puternici în această lună. Să încep cu doamnele din Zodia Gemeni, cele care aveți pe cineva. Sau aveți o relație stabilă sau sunteți căsătorite. Din ce mi pare mie aici, se pare că aveți în această lună, se pare că veți întâlni sau probabil cunoașteți deja un al doilea partener. Nu sunteți prea stabile. Parcă aveți un partener stabil, cele căsătorite sau care aveți o relație stabilă, însă aveți o atracție foarte mare fizică față de un alt bărbat cu care aveți contact fizic, un bărbat foarte aproape de casă. Însă bărbatul acesta pare că este foarte, știe foarte bine să vă manipuleze și să vă facă să vă îndrăgostiți, dacă nu cumva chiar v-ați îndrăgostit de el. Partenerul este o persoană foarte puternică din ce văd aici, o persoană foarte muncitoare, o persoană foarte capabilă, un bărbat foarte capabil, însă este un bărbat care are probleme în dragoste din cauza dumneavoastră de ceea ce îi faceți, adică nu este mulțumit de faptul că știe că nu sunteți doar a lui. Știe că nu sunteți hotărâtă pe ce parte să mergeți. Dumneavoastră sunteți niște persoane foarte puternice și sunteți ghidate în această lună de chiar de Îngerul Puterii. Dar aveți de luat niște decizii, cele care aveți o relație stabilă, pe care parte să mergeți sau să renunțați la o parte ca să rămâneți cu cealaltă. Mai degrabă pe acest bărbat, îl pot numi ca o simplă aventură, dar ceva ce va deveni serios dacă lăsați lucrurile să decurgă mai departe, se va transforma în dragoste. Și asta nu este bine față de partenerul dumneavoastră stabil. Simțiți că în relația dumneavoastră parcă, deși partenerul trebuie să călătorească foarte des, a intervenit monotonia din cauza aceasta și poate că și asta va influența să căutați în altă parte o afecțiune, o alinare. Luna asta o văd foarte, foarte muncitoare. Realizați foarte multe lucruri. Pentru doamnele din Zodia Gemeni care aveți o relație, care sunteți căsătorite sau vă văd având probleme în căsnicie, de ce nu veți avea și dumneavoastră sunteți niște persoane foarte muncitoare.
Însă vă văd având și mici, mai degrabă partenerul să aibă mici probleme financiare, va întâmpina mici probleme la locul de muncă. Din ce văd aici, pare o fi un bărbat foarte puternic care poate deține o companie, dar va întâmpina mici probleme în locul de muncă și va avea nevoie de susținerea dumneavoastră. Iar pentru persoanele singure, pentru doamnele singure din zodia Gemeni, la fel, în această lună, probabil că veți oscila între două persoane. Vă văd că ați avut pe cineva în trecut, pe cineva în trecut care va cauza foarte multe probleme, un bărbat foarte stabil financiar, însă în care ați fost într-o continuă așteptare din cauza lui. Parcă persoana asta călătorește foarte mult, este înconjurat de foarte multă lume, este o persoană stabilă. Ați avut o despărțire care v-a supărat foarte tare. Momentan este departe de dumneavoastră, dar ține de puțin timp ca partenerul ăsta să vă dea de veste, o veste care vă va bucura foarte mult. Vă va satisface foarte mult ceea ce vă va spune, parcă își dorește să se reîntoarcă la dumneavoastră. Cred că ce ați avut înainte au fost mici neînțelegeri, mici certuri, poate o infidelitate a sa. Îl văd și un bărbat foarte darnic, făcând cadouri generos. Poate a avut și niște probleme de comportament, n-a știut mai exact ce vrea, sau poate nu v-ați înțeles, ați fost două firi puternice și v-ați certat foarte mult. Însă bărbatul ăsta o să se întoarcă în luna aceasta. Pentru cele care ați avut o relație și sunteți acum singure, în prezent visați vă gândiți la trecut, vă doriți bărbatul acesta, dar însă, chiar și pentru cele singure, o să mai cunoașteți pe cineva cu care veți avea doar o aventură. Însă trecutul se întoarce. Trecutul se întoarce mai mult ca sigur în această lună. Pentru cele care visați la cineva, care sunteți îndrăgostite de un bărbat sau visați să fiți cu el, pare că veți cunoaște la fel, același lucru spun. Tindeți să oscilați între două persoane. Nu știți mai exact ce vreți. Una vă oferă afecțiune, cealaltă vă oferă stabilitate financiară și este un bărbat mai matur, un bărbat cu care simțiți sentimentele sub o altă formă, mai profund. Celălalt bărbat poate să vă ofere mai multă, ca să spun așa, copilăriți mai mult cu bărbatul acesta. De-aia și mi-a căzut această carte de decizii, pentru că veți avea de luat foarte multe decizii ce ține de dragoste în această lună. Nu știți mai exact ce vreți. Trecutul se întoarce, însă ține de dumneavoastră dacă vreți să-l mai primiți în viața dumneavoastră sau nu. Dar văd că chiar și dacă se întoarce trecutul, adică bărbatul acesta, parcă tot nu stați la locul dumneavoastră. În casă și în carieră. În casă veți avea un mic obstacol, ca să spun așa. Probabil că o mică supărare datorată bărbatului cu care aveți o aventură sau veți avea o aventură. La locul de muncă văd că vă descurcați foarte bine, foarte bine, și cele singure și cele care sunteți într-o relație. Mai vreau să punctez că cele care sunteți într-o relație este posibil să fiți întreținute de către partener și lucrul acesta să vă ofere un confort, însă partenerul va avea niște probleme la locul de muncă și asta va destabiliza puțin situația din casă. Revin la carieră pentru cele singure. Veți avea foarte mult succes în această lună. Nu vă văd având probleme. Sunteți niște, cum am mai spus, niște firi foarte muncitoare și parcă, indiferent ce s-ar întâmpla, mergeți mai departe și vă ghidați foarte bine, aveți niște idei foarte bune, aveți o imaginație foarte bogată, știți ce să faceți. Cred că e posibil ca la finalul lunii sau probabil că la mijlocul lunii să fiți nevoite să faceți o călătorie cu
dintre partenerii aceștia, mai degrabă cu cel, că despre el este vorba, cu cel cu care aveți o aventură, vă invită să faceți o călătorie, cum s-ar spune, pentru sufletul dumneavoastră, o călătorie împreună, o vacanță, probabil o ieșire undeva. Cam asta pentru doamnele din zodia Gemeni. Nu se anunță rău, însă aveți grijă pentru cele la care se întoarce trecutul, pentru că va trebui să fiți foarte, cum să spun, hotărâte și să luați o decizie ceea ce vă doriți cu adevărat. Pentru că persoana care se întoarce din trecut vine și cu anumite reproșuri și să vă spună gelozii, reproșuri, de ce ai făcut așa, uite de cine am certat. Dacă vă doriți cu adevărat să fiți cu această persoană din trecut, încercați să fiți mai răbdătoare, încercați să fiți mai... Ați și așteptat, și partenerul a așteptat de asemenea, ați și așteptat foarte mult mesajul de la el. Și a întârziat să sosească, dar va sosi în curând. Cam asta pentru doamnele din zodia Gemeni pentru octombrie, în dragoste și carieră. Acum voi face talarea pentru domn. Haideți să vedem. Ce așteaptă pe bărbații din zodia Gemeni în dragoste și în carieră în luna octombrie? Ce așteaptă în octombrie pe bărbații din zodia Gemeni în dragoste și în carieră? Se pare că mulți dintre voi, cel puțin cei care aveți o relație stabilă, o relație serioasă, vă despărțiți de parteneră. Vă despărțiți, ori vă certați foarte tare. Bărbații din zodia Gemeni care aveți o relație stabilă, se pare, sunt care, chiar care sunteți căsătoriți, se pare că vă simțiți îngrădiți, vă simțiți pur și simplu, cuvântul potrivit, ca într-o pușcărie. Deci simțiți că partenera vă forțează nota prea tare, este foarte posesivă, este foarte geloasă, este foarte insistentă. Cred că partenera vă cauzează toate stările acestea. Și aveți o dorință să scăpați din relația asta. Vreți dumneavoastră, veți și partenera se ceartă cu dumneavoastră foarte mult. Partenera, nu știu, o persoană cu două fețe în care vă cauzează foarte multe probleme și o văd foarte, foarte bârfitoare. O văd foarte, cum să spun, foarte șireată, foarte ascunsă. Cred că pentru cei care sunteți căsătoriți, cel puțin în momentul de față, în luna aceasta, octombrie, vă veți simți blocați, vă veți simți într-un obstacol. Veți avea de făcut o decizie. Parcă partenerea pleacă, ori dumneavoastră plecați. Renunțați la această relație, vă despărțiți după o lungă perioadă de suferință, de, nu suferință, practic de stres pe care l-ați avut, alegeți să vă despărțiți. Va fi o foarte mare ceartă și apoi vă veți despărți. De ce nu veți divorța? Parcă aveți o, cum să spun, ori aflați, mai este posibil, ori aflați că partenera este destul de infidelă, și aflați de infidelitatea ei, deci mai mult ca sigur
partenera este o persoană duplicitară, o persoană care, culmea, ea este posesivă și geloasă, însă dumneavoastră aflați de infidelitatea ei. Deci, tot ea este cea care vă ceartă și este geloasă, dar tot ea este cea care vă înșală. Și parcă o să aveți o dispută cu cel care vă înșală, parcă aflați despre lucrul acesta. În carieră, pentru bărbații din zodia Gemeni care sunteți într-o căsnicie, se pare că, cum să spun, luna aceasta va fi un pic mai greuț, adică veți avea o perioadă de așteptare, parcă vă văd că nu știți ce să faceți, nu știți cum să abordați lucrurile, parcă aveți un partener la locul de muncă, ori un coleg, ori un asociat, ori patronul, care vă face destul de multe probleme, vă certați în continuu și nu este mulțumit de dumneavoastră sau vă bagă bețe roate la locul de muncă. Este o persoană destul de puternică care are și forță să facă acest lucru. Și din cauza asta dumneavoastră adică doriți și căutați foarte mult, analizați situația și vă doriți o ofertă nouă de muncă și veți primi o ofertă nouă de muncă sau de schimbarea locului de muncă. Dar va trebui să mai așteptați, cred că nu se va întâmpla asta în luna octombrie, cu siguranță. Veți sta puțin cam greu la partea de carieră. Pentru cei singuri, vă văd că ați avut o ceartă cu cineva din trecut. A fost cineva în trecutul dumneavoastră, o femeie cu care ați avut o ceartă. Parcă ea a plecat sau dumneavoastră ați plecat. Au fost foarte multe lacrimi, a fost dificil pentru dumneavoastră să treceți peste această decepție. Ea nu a plecat neapărat pentru că nu a plecat neapărat pentru că nu ați fost suficient de bun sau nu ați făcut lucrurile cum trebuie. Ceva neînțelegeri au fost acolo, dar cred că destul de. Ori dumneavoastră sunteți căsătoriți, ați fost căsătoriți, mă scuzați, ați fost căsătoriți și ați avut o relație extraconjugală, iar după aia ați decis sau decide să divorțați și partenera aceasta se întoarce după o lungă ceartă și o lungă perioadă în care ați așteptat. Cert este că o iubiți foarte mult, cert este că vă doriți să fiți cu ea, cert este că renunțați la căsnicie pentru ea, și se anunță foarte, foarte frumos. Adică se anunță că veți face decizia cea bună și veți avea parte de foarte, foarte multă fericire. Însă aceeași situație în carieră pentru cei singuri. Singur zic, dar singur nu o să fiți. Tot același lucru. Vă veți mișca cam greu cu banii în această lună. Veți avea de făcut niște schimbări. Probabil datorită faptului că veți face o schimbare, ori veți divorța pentru o altă femeie care se va întoarce din trecutul dumneavoastră și veți decide să fiți cu ea. Vi se va destabiliza situația financiară în casă și acest lucru vă va face să alegeți un drum nou și va trebui să faceți o schimbare și asta vă va afecta finanțele pentru o perioadă mică de stagnare. Însă totul se va rezolva, dar nu cred că în luna octombrie ce ține de finanțe. Cam asta a fost pentru cei din zodia Gemeni pentru luna octombrie. În dragoste și în carieră. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.